Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Au câștigat canibalii, în timp ce alți canibalii au pierdut, cum era și de așteptat, acțiunile companiei Gabriel Resources din Toronto s-au făcut zob. Gabriel Resources sunt ăștia cu roșia Montana, Gold Corporation. Ca urmare a declarațiilor insistente făcute de oficialii guvernului Ciolacu, în frunte cu premierul, acțiunile ajunseseră la 87 de cenți bucata vineri, înainte de anunțarea verdictului în cazul roșia Montana. E atât de rar putem să dăm știri de pe bursă, încât în sfârșit, când avem și noi un eveniment, ne bucurăm că putem să vă ținem la curent, mai ales că are legătură cu ce se întâmplă în țara asta. Deci, de la 86 de cenți bucata vineri, au căzut până la 1 cent. Nu aveau cum, cred că cu zero nu puteau să tranzacționeze. Da, suspendă la nu știu ce se întâmplă. Dar au reușit să încheie, totuși au revenit major până la 4 cenți. Așa au încheiat 4 cenți, deci la nivel de junk. O scădere de cât? Aproape 22 de ori. Acum e de cumpărat, nu? Cât sunt deci acțiunile jos? De la o capitalizare de piață de aproximativ 900 de milioane de dolari canadieni, cât era la sfârșitul săptămânii trecute, acțiunile companiei mai valorau luni, teoretic, dar la deschiderea bursei, aproximativ 50 de milioane. Documentare făcută de colegii de la Profit.ro. Și consecința companiei este practic falită. Nu va mai putea să plătească nici măcar cheltuielile de judecată din procesul cu România, așa cum a ordonat Curtea de Arbitraj. Bă, ce le-am făcut? Da, mă rog. Bă, una peste alta, cineva s-a fript foarte tare cu acțiunile astea, dar cum nimic nu se pierde, totul se transformă, eu aș da o roabă de mici ca să aflu cine a câștigat din această afacere. Cu siguranță, n-am nicio îndoială că cineva a făcut o șmecherie aici. Și sunt mor de curiozitate să aflu cine a făcut șmecheriile. Dar una peste alta, dincolo de cine a câștigat și cine a pierdut, peste toate rămâne gustul amar că la București niște politicieni de foarte joasă calitate s-au gândit că ar putea obține ceva câștig politic dintr-o eventuală decizie împotriva țării noastre. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.